Bun găsit, dragii mei! Ne aflăm la plantația de paulonia și cosim iarba și între timp cât soțul meu lucrează acolo sus, eu o să adun niște semințe de salcâm pentru a pune la germinat anul acesta, astfel încât la anul să avem deja copăceii, puieții de fapt, și să-i plantăm pe un alt teren pe care noi îl avem. De fapt, tatăl meu îl are, nu este al nostru, nu ne aparține, dar ținând cont că nu a cultivat nimic pe el și stă acolo degeaba, pârloagă. Este și în vârstă, nici nu avea posibilitatea să cultive, să pună ceva acolo. Deci pe acea limbă de teren destul de dificil, foarte rădăcinos, pietros, nu se poate cultiva absolut nimic acolo, nici măcar paulonia, pentru că și paulonia are nevoie de un teren destul de fertil, are nevoie de condiții bune pentru a crește. Deci acolo este exclus să punem paulonia. O să vă arăt imediat și partea aceea despre care tot vorbesc. Și ne gândeam să punem semințe de salcâm, să le transformăm în puieți și la anul să plantăm acei puieți pe acel teren. O să le adun și o să le fac acel tratament termic. Noi am mai pus semințe la germinat, dar nu le-am făcut tratamentul termic. Se pun într-o oală pe foc, la foc mic, și se fierb acolo ușor. Nu trebuie să fiarbă nici prea mult, trebuie să se mențină o anumită temperatură. Am pus semințele de salcâm în apă, în apă cu bicarbonat, și le-am lăsat acolo, cred că o zi, nu mai țin minte, oricum câteva ore bune, până s-au muiat ele așa. Și apoi le-am pus în pământ și au germinat cam 10%, restul nu. Probabil că restul trebuia să le mai țin în pământ, pentru că ele nu germinează toate deodată. Ar fi trebuit probabil să le mai țin, să le selectez doar pe acelea care s-au umflat, s-au spart, s-au decojit cât de cât. Bun. Și cam asta doresc să fac în minutele următoare, să adun semințe de fapt aceste păstăi, să le iau din salcâm, pentru că noi avem aici și salcâm în mal, și gândeam că e păcat să le las așa și să le transform în puieți. Apoi puieții să-i transformăm în copăcei și tot așa. Pentru că și salcâmul, am mai spus și o repet, este și el bun, are și el rolul lui, utilitatea lui, atât că singura mea problemă e aceasta. M-am înțepat de prea multe ori în ei și ar mai fi problema că se cam înmulțesc așa, după cum puteți observa, aici avem puieți ieșiți din semințe, pe care oricum nu putem să-i plantăm, pentru că nu e destul de dificil să-i scoatem din rădăcină și va trebui să-i tăiem pur și simplu. Și mai avem pe aici, ei ies cam mereu și aceasta este o problemă, se înmulțesc și nu prea mai scapi de ei. Dar mă gândesc că și lemnul pentru foc este și el util, pentru că iarna noi așa avem nevoie de o anumită sumă, adică ne costă cam 50 de milioane pe fiecare iarnă, încălzirea și aceasta este o economie.
Adică o pădure de salcăm întotdeauna va fi utilă, atât timp cât stai la țară și trebuie să te încălzești cu lemn. Bine, dragilor, acum mă opresc pentru că mai am și alte lucruri de făcut într-un timp foarte scurt și mă opresc aici momentan. Bineînțeles că o să vă țin la curent cu semințele de salcăm, cu puieții, rezultați și, bineînțeles, și cu puieții plantați în toamnă. Vă doresc toate cele bune, spor la treabă și numai bine!